Festivalul Internațional de Film Transilvania a debutat aseară în curtea Castelului Banfi din județul Cluj. În unul din cele mai spectaculoase monumente istorice din Transilvania, iubitorii filmului au putut viziona coproducția româno-italiană Odessa în flăcări. Nerăbdători, oamenii s-au așezat comod pe iarba din curtea castelului cu câteva ore înainte de începerea filmului. Prezentăm un film care se cheamă Odessa în flăcări, e un clasic al cinemaului italian, premiat la Veneția în 1942, pe un scenariu scris de un român, de Nicolae Chirițescu, care a scris Gaițele, și mă bucur foarte mult că e plin de lume. Pelicula Odessa în flăcări, realizată într-o coproducție româno-italiană, este consemnată în istoria cinematografiei europene și este supranumită o capodoperă a geniului. Filmul are ca subiect drama refugiaților din Basarabia în timpul celui de-al doilea război mondial și ororile comise de Armata Roșie. Cum vi s-a părut filmul? Super. Ați mai fost? Unde, la film? Da, aici, la TIFF, la Bonțida. Nu, n-am mai fost aici prima oară. Vă plac filmele istorice sau ați venit special că a fost la castel? Și și. Nu toată lumea a fost însă impresionată. Not really, because it confirmed just a lot of clichés against Russian, against women, and yeah, especially the picture of women they showed in the movie is not mine. And maybe it's because of that in the time they made the movie. Castelul Banfi a impresionat însă pe toată lumea. Deci a fost o excepție că a fost la castel, nu? Da. Bineînțeles, pentru vlog am venit. How about the idea of projecting a movie in a castle? That's very nice. Cea de-a 10-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania continuă la Cluj-Napoca până duminică.